vă prezentăm prețurile produselor lactate și lapte, produse comercializate în piața agroalimentară Vișoi. Cașa fumat, 33.000 de lei kilogramul. Urdă dulce, 20.000 de lei kilogramul. Telemea, 28.000 de lei kilogramul. Lapte dulce, 6.000 de lei litrul. Nemulțumirile operatorilor de transport persoane în regim de maxi-taxi care efectuează curse pe ruta Câmpul Umpiteș sunt aceleași ca și până acum. Lipsa unui loc de staționare unde să-și poată aștepta clienții. Dacă anul trecut, printr-o hotărâre a Consiliului Local, acestora li se permitea staționarea pe strada Maior Giurăscu de lângă fosta stație Trafo, acolo oprirea este acum interzisă. Astfel că transportatorii se văd puși în imposibilitatea de a-și mai desfășura activitatea. Am licență de traseu Popitești-Câmpul Lung, acte în regulă cu ore de plecare și nu putem să ne desfășurăm activitatea aici la Dinicu din cauza că nu ne dă nici stație și poliția și toți sunt cu amenziile pe noi, decât trebuie să dea primăria odată o stație să ne hotărim și, de unde putem încărca. Deci avem plecare și de la autogară și aici nu putem să desfășurăm activitatea. Deci să știm ce avem de făcut și primăria să implice și ea. A fost de atâtea ori la primărie și la domnul Țăroi și ne-a promis că ne dă aici stație. Și nu s-a de 2 luni de zile, de 3 luni de zile, de când ne promite că ne dă. Poliția ne dă amenzi câte 3.200.000, noi nu putem să mai suportăm. N-avem... Deci plătim o autorizație, plătim de toate, ce facem? Să implice și primăria, să vedem ce avem de făcut. Noi taxe și impozite plătim, impunere și tot ce avem plătim și acum nu știm unde să stăm. Și în primul rând ne-a luat piteștenii, cei de ce la Pitești ne-au luat traseul Câmpul în Pitești, care vorba aia, nu știu cine... Și ce s-a manipulat aici cu traseul acesta. Noi ca Câmpul Lungen nu putem să mai mergem la Pitești. Autoritatea pentru privatizare a instituit începând de ieri procedura de administrare specială pentru un număr de 35 de societăți comerciale, printre care și Aro Câmpul Lung, până la data transferului pachetelor majoritare de acțiuni în proprietate privată. Mandatul acordat administratorului special de către ministrul autorității are în vedere, printre altele, notificarea tuturor creditorilor bugetari pentru ca aceștia să nu inițieze orice tip de măsuri de executare silită împotriva societății comerciale respective. De asemenea, administratorul special va notifica creditorii bugetari pentru ridicarea tuturor sarcinilor care grevează activele ce vor fi vândute, externalizate prin divizare sau transferate. Administratorul va solicita pentru datoriile acumulate până la data de 31 decembrie 2001 eliberarea certificatelor de obligații bugetare pentru datoriile către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și bugetele locale. Municipiului Câmpul Lung a ofertat achiziționarea de servicii de intermediere financiară în vederea emiterii și vânzării de obligațiuni municipale prin ofertă publică primară pe piața de capital. Termenul limită pentru depunerea ofertelor a fost 2 aprilie 2003, orele 13, și din câte se pare, numai două societăți s-au arătat interesate. Acestea sunt BCR Securities, grupul Banca Comercială Română, și BRD Securities, grup Societe General. Așadar, după expirarea termenului de depunere a ofertelor, ar fi urmat, așa cum era normal, deschiderea acestora și analizarea lor, precum și comunicarea câștigătorului. Cu toate că de atunci au trecut 9 zile, primăria întârzie însă cu anunțarea ofertei câștigătoare și se mai miră aleșii de ce tot apar semne de întrebare vis-a-vis de unele acțiuni în care sunt implicați. Șoferi din pe DN73 Pitești-Brașov, ai marea surpriză să descoperi două tehnologii de asfaltare la limita dintre municipiul Câmpul Lung și comuna Schitu-Golești. Deși zona aparținătoare municipiului Câmpul Lung era impracticabilă, necesitând aplicarea unui covor asfaltic, aici se fac reparații provizorii, plombări adică. Aflat într-o stare mult mai bună, restul traseului Câmpul Lung-Pitești nu se retușează, ci se îmbracă într-o haină total nouă, ceea ce ne bucură, recunoaștem. Întrebarea ce încolțește în mintea călătorului este de ce tratamentul diferit aplicat căi de rulare. Un posibil răspuns ar fi existența a doi administratori, primăria municipiului Câmpul Lung pentru întreaga rețea rutieră a municipiului, deci și pentru porțiunea din DN73 care traversează Câmpul Lungul, și drumurile naționale pentru restul traseului. Soluția pentru îndepărtarea diferenței care nu face prea mare cinste imaginii Câmpul Lungului este aceea aplicată pentru porțiunea din DN73 aflată la intrarea municipiului dinspre Brașov. Și asta cât mai urgent pentru a îndepărta nemulțumirea și nedumerirea participanților la trafic.
În această după-amiază, pe terenul din complexul Parcul Crețulescu s-a disputat partida de fotbal dintre CSS Dinicu Ugolescu, echipament negru-roșu, și Luceafărul Mățău, meci contând pentru ultima etapă a campionatului județean de cadeți. La sfârșitul celor 80 de minute de joc s-au jucat două reprize a 40 de minute fiecare. Roșii-negri, elevii antrenorului Mărgărin Blidaru, s-au impus cu un categoric 9-0, spulberând orice speranță micuților jucători din Mățău, pregătiți de profesorul Petre Iliescu, să obțină un rezultat satisfăcător. Pe o vreme frumoasă pentru fotbal, în afara jocului foarte bun al gazdelor, ar mai fi de amintit duelul antrenorilor și de prezentat imaginea unui spectator grăbit, așa cum a fost mecanicul acestui tren. Hai, intră! Dar nu-mi dădeam numele. Hai jos, bă, mingea un pic, haide, noi dăm, singur e! Băi, banule, bă, fă, bă, preluare pe pie, bă, că e singur, bă! Pune-ți mingea! Bine, bă, Romica, bă, bine, haide! Cine este acolo? Scoate corner, scoate, bine! Ultimii mineri din cei 261 disponibilizați la începutul acestui an și-au primit astăzi banii cuveniți, potrivit ordonanței. După o perioadă destul de lungă de așteptare, timp în care au fost amânați de câteva ori, astăzi au primit cele 150 de milioane de lei cuvenite ultimii disponibilizații de la MC din cei 261 care au fost trimiși acasă la începutul acestui an. Următorul proces de disponibilizare se va desfășura potrivit programului anul viitor, când urmează să părăsească sistemul circa 500 de salariați de la MC. Azi închidem plata persoanelor disponibilizate la 1 ianuarie, de fapt la 3 ianuarie 2005, cei 261 de disponibilizați de la exploatarea minieră, astăzi vor primi ultimele plăți. Primarul Călin Andrei le-a promis ieri sindicaliștilor de la ARO că va continua demersurile pentru rezolvarea situației delicate în care se află muncitorii uzinei, încercând să mai obțină un ajutor financiar până când se va lua o decizie la Tribunalul Timiș. Primul om al urbei nu s-a întâlnit cu sindicaliștii în stradă așa cum ne-am obișnuit până acum, ci chiar la primărie, iar tonul discuțiilor a fost unul civilizat. Prinși între amenințările cu judecata pe care și le împartă Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului și Crosslender, salariații uzinei ARO pur și simplu nu mai știu încotro să se îndrepte pentru a face rost de bani. Mulți dintre ei au acumulat datorii foarte mari și nu știu cum ar putea scăpa de ele, iar pe de altă parte se apropie sărbătorile de Paște și iar nu vor avea ce pune pe masă. Cum de blocarea intersecțiilor nu mai poate fi vorba, acțiunile lor fiind sortite eșecului, ieri dimineață un grup de salariați de la ARO a avut o întâlnire cu primarul Călin Andrei, chiar în primărie. Primul om al urbei le-a vorbit despre continuarea demersurilor necesare acordării unui nou ajutor de stat și cum se poate încadra situația din punct de vedere juridic potrivit noii legi a falimentului. Legea prevede că toate drepturile rezultate în urma aplicării contractului colectiv de muncă se acordă primele în caz de faliment. Așadar, salariile compensatorii negociate în contractul colectiv de muncă între 23 și 18 salarii, în funcție de vechime, se vor acorda odată cu salariile restante. Cu cei de la reprezentanții salariaților am mai avut discuții săptămâna trecută și facem anumite demersuri pentru a li se rezolva situația. Încercăm să vedem dacă se mai poate obține un ajutor și mai mult decât atât, cum se poate încadra situația din punct de vedere, juridic al lor pe noile modificări din legea falimentului. În altă ordine de idei, pe 27 aprilie, Adunarea Generală a Creditorilor va hotărâ la Timișoara dacă planul depus de Crosslender va fi aprobat sau nu. Dacă va fi respins, iar alt plan nu există, va fi declanșat falimentul societății. Cum conducerea nu găsește resurse financiare, va trebui să se acorde un ajutor de stat lunar, consideră sindicaliștii. Potrivit unei informații de presă primite din partea Avas, firma Montana S.A. Câmpul Lung a ieșit de sub monitorizarea post-privatizare a acestei instituții. Avas consideră că societatea mușeleană a depășit pragul critic și că a respectat prevederile contractului de privatizare.
De la începutul anului, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a scos din monitorizare post-privatizare 68 de contracte, care fuseseră încheiate pentru privatizarea 44 de societăți comerciale. Perioada de monitorizare încetează în urma unei analize finale a contractului, în condițiile în care au fost respectate în totalitate obligațiile asumate de către cumpărător. Printre societățile scoase de sub monitorizare se numără și Montana Câmpulung, ceea ce înseamnă că reprezentanții statului sunt mulțumiți de modul în care a decurs privatizarea și de modul în care noul patronat și-a îndeplinit obligațiile asumate. Într-o ultimă încercare de a mai salva câte ceva din mineritul românesc, Ministerul Economiei și Comerțului vrea să colaboreze cu oricine e interesat în vederea continuării activității în unele exploatări miniere. Colaborarea se va face în baza unor contracte de cooperare care prevăd anumite condiții pentru investitori, cum ar fi modernizarea și retehnologizarea sectoarelor miniere. Ministerul Economiei și Comerțului vrea să încheie contracte de cooperare pe o perioadă de 10-20 de ani cu investitorii interesați de modernizarea și retehnologizarea exploatărilor miniere. Prin încheierea contractelor de cooperare, investitorul este obligat să închirieze o parte din activele societății cu care acesta desfășoară în prezent activități de exploatare în schimbul unei chirii. Investitorul va dobândi dreptul de a desfășura activități miniere în urma închirii unor acte adiționale la licențele miniere în schimbul unei redevențe ce va fi plătită lunar pe tona de minerău extras în fiecare lună calendaristică. De asemenea, investitorul este obligat să mențină același număr de salariați pe o perioadă de 3 ani de la data semnării contractului. Vreau să felicit jucătorii pentru receptivitatea lor și chiar pentru spiritul de sacrificiu, spune antrenorul Alexandru Popovici despre elevii săi, juniori și seniori, care au un start de retur excelent. Juniorii 6 meciuri, 6 victorii, seniorii 6 meciuri, 5 victorii. Început excelent de retur pentru echipele de fotbal reprezentând municipiul Câmpulung în divizia D. CSS Dinicu Golescu Mușcelul, seniori și juniori, echipe antrenate de Alexandru Popovici și Ovidiu Tică. După un stagiu montan de pregătire cu un program bine structurat de cei doi tehnicieni și apoi după seria de antrenamente din localitate, returul în cele 6 etape disputate până în prezent a decurs aproape perfect. Singura sincopă, i-am putea spune, au avut-o seniorii în deplasarea de la Buzoiești, scor 0-1. În rest, victorii pe linie. În urma acestor rezultate, echipa de junior CSS Dinicu Golescu rămâne în fruntea clasamentului și ar putea avea chiar 7 puncte avans față de locul 2, după ce DLR a remizat ieri după amiază 3-3 la Sporting. Diferența de puncte ar putea fi totuși redusă la 4 și asta pentru că după meci s-a găsit o breșă prin care piteștenii au depus o contestație și în cazul în care membrii comisiei vor decide ca rezultatul să rămână cel din teren 3-3, atunci clasamentul în partea sa superioară ar arăta astfel. Locul 1, CSS Dinicu Golescu, 84 de puncte. Locul 2, DLR Pitești, 77 de puncte. Locul 3, Sporting, 70 de puncte. În cazul în care se va acorda victoria la masa verde formației piteștene, atunci podiumul va arăta astfel. Locul 1, CSS Dinicu Golescu, 84 de puncte. Locul 2, DLR Pitești, 80 de puncte. Locul 3, Sporting, 69 de puncte. Seniorii au 5 victorii în 6 meciuri disputate și au urcat pe treapta a doua a clasamentului, devansând pe Dinamic Mioveni. Antrenorul Popovici s-a declarat mulțumit de atitudinea jucătorilor, de rezultatele înregistrate până acum. Este un început promițător, care ne dă multe speranțe. Este posibil, în primul rând, prin faptul că jucătorii au înțeles că pregătindu-se poate să aibă și rezultate bune, că în general jocurile reflectă clar procesul de pregătire. Ne dorim mai mult în primul rând continuitate. Dacă la junior mi-aș dori din tot sufletul să terminăm pe primul loc pentru a participa la un turneu final, care ar însemna mult pentru acest oraș, o performanță fotbalistică deosebită la nivel de juniori, la nivel de seniori aș vrea să pregătim anul viitor, când cu sprijinul mai multor oameni din Câmpulung aș vrea să reușim să trecem într-un eșalon superior. Dar deocamdată sunt doar speranțe, suntem la stadiu care n-avem nicio certitudine. Bune intenții există, dar sunt deocamdată doar promisiuni. Sărbătorile pascale au fost prăznuite și în Afganistan, acolo unde se află vânătorii de munte mușceleni. Aceștia au participat atât la slujbele premergătoare Paștelui, cât și la slujba oficiată în noaptea de înviere. Chiar dacă se află la mare depărtare de casă, militarii din cadrul batalionului 30 vânători de munte Dragoslavele nu au uitat de sărbătoarea Paștelui. În Vinerea Mare, aceștia au participat la slujba prohodului Domnului. Yeah.
Sâmbătă la miezul nopții a fost oficiată slujba învierii Domnului. Baza militară din Kandahar a fost luminată de sutele de candele aprinse. Militarii au primit lumina învierii și au rostit într-un glas: Hristos a înviat! Hristos a înviat din morți, cu moartea pre moarte călcând și chiar dacă suntem departe de țară, militarii, nu numai batalionului, ne-am bucurat de această săptămână pregătitoare, batemele Domnului și Mântuitorului Iisus Hristos, în care cu toții am participat la tenii, ne-am spovedit, ne-am împărtășit și marea bucurie a învierii a fost atât de importantă încât numărul a fost destul de mare, capela fiind neîncăpătoare, am ieșit cu toții în curte și aici am primit lumina învierii și am cântat cu toții frumoasa cântare Hristos a înviat. La momentul potrivit, cei care au postit și s-au spovedit, unii s-au împărtășit, iar ceilalți toți au primit Paștele mic, cum se spune la noi, și toți am plecat spre casă, bucuroși, cu candela aprinsă spre camerele noastre. În acele momente avem mărturia multor militari care au spus că în acele momente s-au simțit acasă. Slujba de înviere a fost oficiată lângă monumentul pe care sunt scrise numele românilor care au plecat în Afganistan și nu s-au mai întors la familiile lor. Printre aceste nume se regăsește și cel al lui Dragoș Traian Alexandrescu, care și-a pierdut viața în urmă cu 10 ani în urma unei explozii. Rugăciunile militarilor mușceleni s-au îndreptat cu siguranță către casă, către familii, dar și către camarazii care au plecat mult prea devreme din această lume. Revenirea din mini-vacanța de Paște a fost o treaptă de încercare pentru mulți conducători auto. Pe cele mai multe dintre drumurile din județ s-a circulat bară la bară. În mini-vacanța de Paște, mulți argeșeni au ales să plece fie la rude, fie în diferite alte zone ale țării. După câteva zile de relaxare, luni, când au revenit acasă, au avut de trecut un important test al răbdării. Pe majoritatea drumurilor din județ s-a circulat bară la bară. Aglomerație mare a fost pe drumul național 65, care face legătura între județele Argeș și Olt. Cozile de mașini se întindeau pe kilometri întregi. De când a fost reabilitat, drumul național 73 a devenit o alternativă pentru bucureștenii care își petrec sărbătorile în zona Brașovului, astfel că luni, pe sensul de mers către capitală, s-a circulat cu dificultate. Ceva mai lejer a fost drumul național 72A, Câmpul Lung-Târgoviște. Și pe acest tronson, însă, din când în când apăreau zone aglomerate. În plus, vremea caldă a făcut ca pe șosele să apară multe căruțe, care au pus și mai mult la încercare nervii șoferilor. Pentru a preveni incidentele rutiere, polițiștii argeșeni s-au aflat pe drumurile cunoscute cu risc ridicat de accidente. În plus, oamenii legii au aplicat mai multe sancțiuni conducătorilor auto care nu au respectat prevederile legale. Marți, în a treia zi de Paște, Alteța Sa Regală Principele Radu a vizitat comuna Nucșoara. Aici au fost musafirul strănepoților Elisabetei și ai lui Gheorghe Rizea, eroi ai rezistenței anticomuniste din România. Urmașii Elisabetei Rizea au solicitat sprijinul familiei regale pentru a duce mai departe legământul, principiile și valorile pentru care Elisabeta Rizea și toți cei care au alcătuit rezistența armată din munți au luptat și și-au dat viața, propunându-și să înființeze o asociație. În acest context, principele Radu a venit în a treia zi de Paște în comuna Nucșoara, unde a vizitat casa în care a locuit Elisabeta Rizea și a fost invitat să guste în cerdacul casei bunătăți de Paști pregătite de familiile strănepoților acesteia. Sunt foarte bucuros că această întâlnire astăzi a putut avea loc.
Ea se datorează lor, fiindcă au scris o scrisoare de curând Majestății sale Margareta, custodele coroanei și mie, spunând că au avut această frumoasă inițiativă în familie să facă o asociație care să-i onoreze legământul și să-i pună la adăpost pentru istorie atât principiile cât și valorile, cât și casa. Este un gest excepțional și dă un foarte mare exemplu pentru societatea românească. Iar faptul că vine din familia Elisabetei Rizea face lucrurile încă și mai frumoase ca simbol. O să facem întâi și întâi o seară la Palatul Elisabeta, în memoria Elisabetei Rizea, dacă se poate, de ziua ei de naștere sau o altă ocazie, ca să vorbim societății civile din capitală despre intențiile asociației. Ei trebuie lăsați în pace să facă ce vor ei mai bine, nu trebuie să le dăm noi lecții, dar o mână de ajutor se poate da și primul lucru este refacerea casei. La vizita de la Nucșoara a principelui Radu au participat, pe lângă urmașii Elisabetei Rizea, și primarul comunei, reprezentanți ai Consiliului Local, dar și simplii locuitori din zonă. Elisabeta Rizea s-a stins din viață în anul 2003. Aceasta a rămas însă în conștiința noastră ca simbolul femeii românce care a luptat împotriva comunismului. Familia dorește să-i păstreze vie memoria pentru ca generațiile viitoare să afle despre faptele sale. Casa Regală întotdeauna a fost alături de noi, străbunica, și cu operația, cu drumul, a fost alături de noi și am sperat și sper în continuare că ne va ajuta și va fi alături de noi. Ați observat și dumneavoastră, avem toată încrederea dumnealor și sprijinul în continuare. Prima etapă ar fi pivnița și acoperișul. Deci au fost infiltrații destul de puternice în beci și infiltrații și laterale, casa aflându-se în pantă. Și în primul rând trebuie drenat aici pentru a preveni astfel de infiltrări. Al doilea lucru important este că trebuie să salvăm și acoperișul prin care plouă și ați văzut în casă că sunt peticiți, e peticit tavanul. Și odată salvată fundația și acoperișul, se poate începe cu fațada, cu elementele exterioare care trebuie refăcute exact cum au fost ele prin tehnica tradițională. Și ultima fază, a treia, este și amenajarea interioară, crearea unui mic muzeu, o casă memorială. Elisabeta Rizea i-a ajutat cu hrană și cu informații pe partizanii anticomuniști conduși de Toma Arnăuțoiu și Gheorghe Arsenescu, organizație numită Haiducii Mușcelului, din care a făcut parte și soțul său. A fost arestată, a fost torturată, dar n-a divulgat niciodată nicio informație referitoare la cei pe care i-a ajutat. De-a lungul vieții a susținut familia regală, dorindu-și ca regele Mihai să revină la conducere. În ultimii ani de viață a primit vizita Maiestății sale și a reginei Ana, alături de care a rememorat amintiri plăcute din anii tinereții. Acum, la 15 ani de la trecerea sa la cele veșnice, familia regală a anunțat că susține inițiativa familiei Elisabetei Rizea de reparare și transformarea casei bătrânești într-un muzeu interactiv, un spațiu dedicat memoriei celor care s-au opus comunismului. Situația urșilor din județul Argeș a devenit una alarmantă, iar după mai multe evenimente nedorite, autoritățile au găsit de cuviință să intervină. Trei urși sunt în curs de relocare, iar pentru cel care a atacat pădurarul în zona Brătioara, se fac încă demersuri pentru obținerea autorizației. Aparițiile urșilor în gospodăriile argeșenilor sunt tot mai frecvente în ultima perioadă. Animalele sălbatice au făcut pagube în toate zonele județului, iar zilele trecute un pădurar a fost atacat în zona Mușcel, mușcăturile lăsându-i răni grave. Evenimentele petrecute recent au forțat autoritățile să ia măsuri. Prefectul Emilian Dragnea a vorbit astăzi în cadrul conferinței de presă de la Inspectoratul Județean de Jandarmi despre modul cum vor fi rezolvate cazurile grave. În noaptea spre de 14-5 aprilie a fost recoltat un urs în zona Arefu. Urmând să îl recoltăm și pe cel care a fost manifestat a cărui prezență a fost manifestată în zona cetății Poenari. Și cred că în scurt timp frigul ăsta ne-a mai încurcat puțin acum, dar duceam la îndeplinire și acest ordin de recoltare. Și de asemenea, azi noapte a fost recoltat un urs în zona Nucșoara. Deci toți acești trei urși pe care i-am spus sunt cei care au atacat gospodăriile. Existau aprobări pentru recoltarea lor
Iar cel care s-a întâmplat acum două zile în zona Albeștii de Mușcel, avem înaintată documentația pentru obținerea aprobării și recoltarea acestuia. Știți foarte bine, efectivele de urși în zona județului Argeș sunt de circa 2,5 mai mari decât cele care ar fi normal să fie în această perioadă, datorită faptului că timp de aproape 5 ani de zile nu a fost interzisă vânătoarea la urși. Faptul că această activitate, care este o activitate vânătorească și normală să se desfășoare pe fondurile de vânătoare, a fost interzisă, a dus la creșterea alarmantă a numărului de urși. În acest sens am solicitat atât Direcției Silvice cât și tuturor fondurilor de vânătoare care au încomodat aceste fonduri și administrare să facă un inventar al eventualelor probleme care sunt acolo și să facă propunerile de recoltare sau de relocare a urșilor respectiv, în așa fel încât odată cu declanșarea sezonului propice turismului să fim feriți de astfel de evenimente. Începând de astăzi, municipalitatea beneficiază de una dintre cele mai performante mașini pentru măturat străzi. Noua achiziție a costat peste 80.000 de euro și va intra de mâine în funcțiune în grădina publică. La sfârșitul lunii ianuarie, la Câmpul Lung a ajuns o firmă care a făcut probe mai multor utilaje, cu ajutorul cărora municipalitatea ar putea să curețe mai bine străzile, în momentul în care vor fi gata. Ne referim aici la piața primăriei și la bulevardul Pardon. Dintre mașinile probate a fost aleasă cea care și mătură străzile. Viceprimarul a fost cel care a făcut amendament în cadrul Consiliului Local pentru a fi procurată, iar astăzi a sosit noua achiziție care a costat peste 80.000 de euro. A fost făcută recepția, iar probele i-au mulțumit pe reprezentanții autorităților locale. Dacă vă aduceți aminte, în perioada în care a fost bugetul în dezbatere pentru anul 2022, am venit cu o propunere și am considerat absolut necesară achiziția acestei mașini de curățenie. Astăzi, în urma achiziției, am făcut recepția și ea este foarte necesară, în primul rând, în zonele mai mici, spre exemplu, în piața primăriei, dar în același timp vorbim despre trotuare, vorbim despre bulevardul care sperăm noi să fie terminat anul acesta. De asemenea, vorbim și de zonele unde nu se poate intra cu mașini mai mari în cartiere și aici avem o problemă pentru că permanent sunt mașini și nu putem să facem curățenie la bordură. Prima acțiune pe care o vom avea va fi mâine, dacă vremea va fi frumoasă, în Parcul Central și așa cum ați văzut și în demonstrație, eu zic că este o mașină care oferă mai multă curățenie pentru oraș și în același timp este eficientă. Mașina de măturat străzi va fi întrebuințată atât în zona centrală cât și în cartiere, acolo unde spațiile sunt mai înguste și mai greu de curățat.